Oare ai putea, doar pentru o clipă, să renunți la te mai pedepsi? Știu că poate să sune ciudat această întrebare, însă, în spatele kilogramelor în plus, se află foarte multe programe. Multe programe care au la bază emoții, precum rușinea și vinovăția. Dar și pedapsa, cumva e ceva din interiorul nostru care își dorește să ne pedepsească, cumva noi să ne pedepsim pe noi. De ce? Pentru că probabil atunci când eram mici și consideram că nu eram suficient de buni, că nu eram suficient de bune, probabil că aveam prieteni de școală sau colegi sau frați, surori, verișori, verișoare și așa mai departe, care erau mai bune la școală, care aveau note mai bune și care în ochii părinților noștri contau mult. Adică dacă ni se dădeau exemple, acești oameni, dacă exista o admirație din partea părinților noștri față de acești copii, cumva noi am simțit că nu suntem suficienți, că trebuie să fim mai mult pentru a avea dreptul să fim, să primim iubirea, să primim afecțiunea, să primim un corp frumos și așa mai departe. Prin urmare, te invit acum, da, să închizi ochii, să te relaxezi, să respiri profund de câteva ori și doar să lași să iasă la suprafață orice răspuns iese. Ai putea acum, doar pentru o clipă, să renunți la a te mai pedepsi? Ai putea acum, doar pentru o clipă, să renunți la a te mai pedepsi? Și poate că nu întâmplător se aude acum un clopoțel de la școală. Poate că ai putea să-ți amintești dacă atunci când erai mic, mică, ai primit vreo palmă de la vreun profesor, de la vreo învățătoare? Dacă ai fost scos sau scoasă în fața clasei? Și dacă da, pur și simplu, trăiește ceea ce ai trăit în urmă cu cine știe câți ani. Dă-i voie acelui eveniment să fie trăit. Da? Stai cu ceea ce simți în interiorul tău și pur și simplu lasă să plece, pentru că acum îți dai voie tu ție să nu te mai pedepsești pentru ceea ce a fost și să poți să trăiești o viață frumoasă într-un corp sănătos. Te îmbrățișez. Dacă vrei să primești exerciții de la mine, te invit să-mi scrii mesaj privat cu adresa ta de e-mail. Eu te introduc în baza mea de date și îți voi trimite exerciții frumoase periodic. Te îmbrățișez.